Salutare YouTube! Astăzi o să vă arăt cum să vă instalați placa video pe Windows 7. Așa, să începem. Deci, prima dată deschidem un browser și va trebui să descărcăm un simplu program. Programul se numește 3DP Chip. Scriem 3DP Chip. Domnul Vlad. Așa. O să vă las și un link în descriere. Dăm pe primul rezultat, dacă scrieți și voi. Dați una de aici, USA sau Asia. Vi se descarcă programul. Așteptăm să se descarce programul. Așa. Ăsta e. Da, română, înainte, de acord, și înainte, deci e pur și simplu banal. Așa, ni s-a instalat imediat. Acum dăm la video card. Și o să ni se deschidă browserul cu o pagină. Aici depinde. Dacă aveți XP 2000 sau 2003, așa, dacă aveți 7, 8, așa, dați pe ăsta. Pentru Windows 7 dați pe acest rezultat și depinde de care aveți. Vă uitați la, duceți la bara de start, Computer, Properties și vedem bine că aici eu am sistem de operare pe 64 de biți. Voi dacă aveți pe 32, o să dați pe 32, adică pe ăsta. Pentru mine, pentru 64, dau pe ăsta. Mi se descarcă programul. Gata, nu mai avem. Adică stați, să mi se descarce. Mi se descarcă el, eu ies, îl am deja. Eu îl am pe stick. Programul. Așa. Uitați. A, nu. Asta e 3D chip. Vreau să nu închideți browserul. Eu am luat-o de la capăt, deoarece nu mi s-a descărcat. Deci să nu-l... Cum putem să închidem 3D chip? Așa. Mi se descarcă. După ce ni se descarcă, vedem așa, dăm click pe el, da sau yes, next. Așteptăm să se așa. Acum nu mai avem nevoie de net. Dăm rulare automat, da, dăm următorul, da. Următorul și aici ne depistează versiunea, cum se instalează și mai multe. Dacă nu o să vi se încarce aici, cum mi se încarcă mie, înseamnă că nu aveți pe sistem de operare pe 64 de biți și aveți pe 32. Deci încercați și pe 32 și pe 64 dacă nu aveți. Vă duceți cum am dus eu la Properties sau la proprietăți și vă uitați aici. Sistem de operare 64 de biți. Deci, n-aveți cum să greșiți. Să nu vă speriați dacă vă pulpe ecranul. Următorul. Și voi o să dați, da, repornesc acest computer acum și terminare. Și apoi o să vi se închidă calculatorul. Și... și o să vă apară un ecranul negru la început, apoi o să vă apară tema. Salutare!